Duncan duro. Bună ziua, stimați spectatori, stimați sponsori. Am deosebită plăcere să vă anunț meciul de astăzi. Oaspeții noștri sunt echipa de tineret de la Fotbal Club Astra, Steaua București, în cerere. Vă rog să venim cu aplauze pentru efortul și plăcerea de a veni în terenul Ion Manjac. De asemenea, după ce voi prezenta echipa Steaua București, voi prezenta echipa de seniori și juniori a CS Unirea Izoarelor. Dați-mi voie să încep cu oaspeții noștri. Cu numărul 12, Poioană Ionuț. Cu numărul 4, Matei Florin. Cu numărul 3, Baltacu Robert. Numărul 18, Pologacu Marius. Cu numărul 16, Bogos Marțean Andrei. Numărul 2, Mihai Ciablad. Cu numărul 8, capitanul echipei oaspete, Bacale Franț. Cu numărul 13, Nică Robert. Numărul 11, Nicola Alexandru. Numărul 9, Martin Junior. Numărul 10, Constantinescu Costin. Cu numărul 1, Lupașcu Dragoș. Numărul 3, Tudorache Alexandru. Numărul 5, Simion Gabriel. Numărul 15, Mihai Rare. Numărul 6, Ciochină Costin. Numărul 14, Tudor Gianni. Numărul 17, Oprea Paul. Și numărul 7, Otel Cristian. Antrenorii echipei oaspete, domnul Toma Ion și domnul Ivanescu Remus. Preparator fizic, domnul Sârbu Alberto. Dați-mi voie în continuare să aduc mulțumiri tuturor celor implicați în fenomenul fotbal din comunitate și echipei noastre din vechiul sezon pentru rezultatele obținute în sezonul 2014-2015. O să vă prezint echipa de seniori, CSU Izoarele. După cum știți, dumneavoastră, săptămâna viitoare este să stați cu turul sezonului nou 2015-2016. Domnul Stațiu Bogdan Potar, domnul Căutata Alin Potar, domnul Cătar Răzvan, antrenor Potari, domnul Călin Daniel Fundaj Dreapta, domnul Tauto Aurel Fundaj Dreapta, domnul Bartan Daniel Fundaj Central, Roșu Mihai Fundaj Central, Mihalate Daniel, fundaș stânga, domnul Sucel Daniel, mijlocaș dreapta, domnul Stan Marian, maricano, după cum știu dumneavoastră pe Corotul, mijlocaș dreapta, domnul Ascalate Constantin, mijlocaș central, domnul Cazaco Arin, fost laudă, mijlocaș central, domnul Neamcu Sorin, pe Corotul Zistitu, mijlocaș central, domnul Pârbu Valentin, mijlocaș central, domnul Căutața Domitru, mijlocaș stânga, Buduru Ionel, atacant, Hasan Junior, capitanul echipei noastre, atacant, domnul Stan Andrei, fundaș stânga, domnul Boceanu George, fundaș central, a revenit în rândul echipei noastre, domnul Lincu Laurentu, revenit de asemenea în rândul echipei noastre, fundaș central, domnul Rădulescu Gabriel, mijlocaș stânga, a revenit și dânsul. Iar ca jucătorii noi pe care noi cunoașteți, vă prezint pe domnul Vravie Mugurel, atacant, vine de la Dunărea Giurgiu, și domnul Marco Alexandru, mijlocaș central de la Dunărea Giurgiu.
antrenorii echipei noastre, antrenor secund domnul Belea Laurențu, preparator fizic domnul profesor Damian Marian, vine de la Clubul Sportiv, Școlar Giurgiu, și domnul profesor Gârlea Dorian, antrenor principal, de asemenea de la Clubul Sportiv Școlar Giurgiu. Aduc mulțumiri în final și domnului președinte al Clubului Sportiv Unirea Izoarele, domnul Radu Cazian. De asemenea, domnului Cazacu Sângiu Marius, viceprimar, membru fondator al clubului nostru, care a creat o punte de legătură și de colaborare foarte fructuoasă cu primăria Izoarele. Vă dorim să aveți parte de un spectacol frumos pentru spectatorii noștri și toți invitații și, în același timp, cu jucătorilor doresc să fie un meci plin de fair play. O să, cu permisiunea dumneavoastră, dau citire și lotului de tineret al echipei noastre. Portar Jalbo Ionut, portar 2 Chivu Sebastian, fundaș Peciulan Marius, Vescă Marius fundaș, Sandu Ioan Sărținel fundaș, Gildu Dumanu, Dăceanu Sorin fundaș, Trăit Alin fundaș, Mareș Cătălin fundaș, Nesotul Gabriel mijlocaș, Bustu Bogdan mijlocaș, Sârbu Petișor mijlocaș, Vintila Adelin fundaș, Zantir Marian mijlocaș, Căitoră Dumitru mijlocaș, Bucin Robert mijlocaș, Tita Marian Atacan, Tita Marian Manjac Marius Atacan, Lazar Valentin Atacan, Midela Chirel mijlocaș, Bolteanu Marius mijlocaș, Iatanu Nuș Portar. Instructor sportiv al lotului A1 este domnul Bogdan Ionel. Partida de astăzi. Atât.
Ce-i zice?
Hai,
Thank you.
Mica! Fără palmă! La doamne! Uite ochi! Bună seara, un joc solid din partea elevilor dumneavoastră, mai ales pe fază defensivă, ce am putut noi vedea. Ați pregătit meciul într-un mod anume, presupun. Am văzut că nu mingi haotice, nu mingi pe vârfuri. Ați avut probabil un stil pe care îl urmați. Cum a fost partida? Da, este... Bună seara, în primul rând. În primul rând este un stil al clubului, un stil de posesie, numai că jucând cu o echipă de seniori, rezistența este altfel. A fost un joc bun și pentru noi și pentru adversari. Sunt copii, majoritatea sunt copii născuți în 98 și s-a văzut cumva diferența de forță. Sunt mulțumit de atitudinea lor, mai ales că a doar reprezentat schimbat toată echipa. Și echipa Gazdei este o echipă foarte bună. Ce obiectiv aveți în noul sezon de juniori republicani?
să câștigăm cât mai multe meciuri și nu neapărat câștigarea meciului, ci faptul că vrem să promovăm mai mulți jucători către echipa mare sau către echipele de Liga 1. Cam ce jucători sunt de perspectivă așa în momentul de față, dacă puteți să nominalizați, în afară de Vlad, care este deja la echipa mare? Păi săptămâna asta a făcut antrenament și numărul 7 din a doua repriză, a făcut Onțel, care este în 98 și a făcut antrenamentul cu echipa mare, iar săptămâna viitoare sunt încă doi nominalizați pentru a face parte din lotul echipei mari. Cel puțin la antrenamente să vadă care este pulsul și să probabil să se schimbe motivația. La Vlad, când s-a văzut acel declic, când ați crezut dumneavoastră, ați considerat că poate face pasul la echipa mare? Practic el a apărut de nicăieri, să spunem așa. Nu, el este un jucător bun care a jucat la Brașov. Noi am vrut să-l aducem mai demult, din păcate n-am putut să-l aducem pe trejurări. A culminat cu faptul că l-a luat direct la echipa mare. Adică transferul lui a impresionat și efectuându-se în momentul când echipa mare era în cantonament, a confirmat acolo. Știm că la fotbal în sală practic nu prea aveți adversari acolo la dumneavoastră la liceu, de pe când câteva titluri de campioni, n-am mai luat de mult Steaua. Cu fotbal de sală este un hobby al meu. Este foarte greu la Steaua, la junior, să iei campionatul, ținând cont că accentul nu a fost pe câștigarea meciurilor, nu am jucat cu jucători de vârsta lor. Chiar acum noi am competițiile de la junior A și junior B, am jucat cu jucători mai mici cu 2 ani de zile. În condițiile astea este foarte greu să câștigi, dar jocul a fost unul foarte consistent. Anul ăsta am dat, din echipa care ar trebui să fie de juniore, am dat drumul la 8 jucători care joacă la Liga 2 și a 3, din echipa de bază de aici. Da, înțeleg. Deci cam asta încercați dumneavoastră să faceți, să dați jucători pentru primele eșaloane? Da, da, da. Adică am zis să nu mai primeze rezultatul imediat sau rezultatul al antrenorului, o mândrie a antrenorului și să mergem pe promovarea de jucători. Să încercăm să promovăm pe cei cu calități foarte bune. Mulțumim mult și vă urăm baftă. Cu mare plăcere, vă mulțumim. Mulțumim. Da, da. Salut, cum a fost meciul? Cum s-au prezentat puștii de la Steaua? Bună seara, în primul rând. Cum să fie un meci de pregătire, un meci bun cu o echipă bună, o ambițioasă, copii tineri, copii de perspectivă, ce pot să zic. Un meci care a ieșit bine pentru noi. Am câștigat. E al treilea meci de pregătire care câștigăm. Pe viitor sperăm să ținem tot așa. Sunteți în formă fizică? Voi ați început practic cel mai devreme dintre toate echipele giurgiuvene. De-abia ați terminat, ați câștigat faza finală cu România, apoi ați jucat două partide în această competiție. Sunteți în formă? N-ați obosit? Pot să spun că suntem în formă. Asta datorită și domnului profesor Damian, care ne pregătește foarte bine. Am început de 3 săptămâni pregătirea fizică. Acesta este practic al treilea meci care îl disputăm. Da, suntem în formă. Pot să zic că suntem în formă. Se simte și oboseala un pic, pentru că antrenamentele au fost foarte grele. Meciurile, după cum vedeți, cu o echipă bună, care ne-a pus foarte mult să alergăm. Și eu zic că suntem în formă. Voi pe ce puneți accent? Celelalte formații, vorbesc aici special de CSM Dunărea și de Arsenal Malo, au adus foarte mulți jucători. Voi doar 2 sau 3 jucători. Vă bazați pe forța grupului? Da, sincer să vă spun, în primul rând nu ne interesează ce au făcut celelalte echipe, ce transferuri au făcut. Noi ne bazăm pe forța grupului, echipa care o avem, după cum vedeți, noi asta trebuie să crească copiii din comună de aici și care vin, sunt bineveniți să ne ajute, asta atâta tot. Nu ne interesează celelalte echipe ce fac, nu avem treabă cu... Ce obiectiv aveți voi în noul sezon? Obiectiv să trenăm cât mai sus și dacă se poate să vedem cum o să fie, cum decurg meciurile, promovarea, vă dați seama. Nu vă pare și vouă rău că nu ați jucat mai mult în Cupa României, ați văzut Brânceniu, a ajuns în ultima fază, mare echipă și ajunge cu echipele din primul eșalon? Nu ne mai spuneți că ne amărăm în fiecare seară, după fiecare meci care joacă Brânceni, că de fapt la ei ne uităm, murim de ciudă, dar asta e fotbalul, nu avem ce să facem, mergem mai departe, poate o altă șansă, o să fructificăm cum trebuie. Momentan, la nivelul ăsta suntem. Mulțumim mult, Vlad, și baftă! Seară bună, sănătate! Baftă, mulțumim! Silviu, un test util, am spune noi astăzi, practic ultimul meci înainte de marea bătălie, de începerea marii bătălii. Cum a fost partida de astăzi? Eu zic, așa cum ați văzut și voi, o partidă frumoasă, un test util, cum ați spus și voi, un antrenament foarte bun, o echipă bună și eu zic că în urma acestui meci am avut numai de câștigat. Toată lumea am avut de câștigat. Cum ați reușit să-i convingeți pe cei de la Steaua, fie și echipa de junior, să dispute două amicaluri cu voi? Nu vreau să fiu lipsit de modestie, nu a fost foarte greu.
Sunt prietenii mei, ne cunoaștem de ani și ani de zile, avem o relație foarte bună, noi vrem colaborarea noastră începând de acum încolo să fie foarte, foarte bună și o să vedeți că Steaua la Izvoarele va veni cel puțin o dată pe an și nu numai pe linia asta, o să avem o colaborare mai amplă cu Steaua, o să fie ceva... Exact. Voiam să te întreb cu ce gânduri plecați la drum, noul sezon al... Toate echipele vor să ia titlul, sunt cel puțin trei candidate la trofeu. Așa este, un lucru bun, că au mai apărut echipe de valoare. Asta nu face decât să crească nivelul competiției, pe noi ne bucură. Obiectivul nostru principal este clasarea în primele două echipe, să jucăm finala și, de ce nu, promovarea la Liga 3. Vorbeam mai devreme cu Pârvu și îmi spunea că și acum își mușcă unghiile de ciudă, că n-au reușit să-i scoată pe cei de la Brânceni, mai au un meci și joacă direct cu o echipă din prima ligă. Așa este, nu e nicio problemă, fotbalul din păcate ăsta este, trebuie să învățăm, să tragem concluzii, să ne pregătim mai bine, să muncim mai mult și la anul să fim noi acolo unde ne este locul, zic eu. Mai aduce jucători doar trei achiziții față de contracandidate care au adus o grămadă de jucători. Este suficient, avem băieți foarte buni, suntem, zic eu, destul de pregătiți la ora asta și nu cred că mai avem nevoie de întăriri. Ce avem este suficient. Mulțumim și baftă în continuare. Mulțumim frumos. Da.